Un bărbat care a vrut să își pună capăt zilelor, amenințând că se aruncă de pe pasarela din Calea Șagului, a fost salvat la timp de polițiștii locali. Polițiștii locali aflați în patrulare, în timp ce se deplasau pe Calea Șagului, au fost sesizați de un cetățean că pe pasarela din zona respectivă se află un bărbat urcat pe balustradă, având probabil intenția de a-și face rău. Polițiștii locali s-au îndreptat rapid către locația indicată, constatând că sesizarea se confirmă. Pe pod se afla un bărbat care stătea înșezut pe balustradă cu un picior spre exterior și spunea că vrea să se arunce și să își pună capăt zirelor pentru că viața este grea. Polițiștii locali au stat de vorbă cu el pentru a-l calma și au acționat rapid, l-au cuprins de talie trăgându-l pe trotuar unde l-au imobilizat pentru că era agitat. Ulterior l-au identificat pe bărbat, stabilind că are 37 de ani, este dintr-o comună din județul Argeș, având reședința în localitatea Gătaia. La fața locului a fost solicitat un echipaj al ambulanței pe care polițiștii locali l-au însoțit la Clinica de Psihiatrie Eduard Panfil, unde bărbatul a fost preluat de medici, transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara.